Vreau să-mi spui despre primul contact vizual pe care l-ai avut cu compozitorul Vlad Mircos. Ce fel de om este? Vai de bine, pentru prima dată l-am văzut, hai am să spun, spre fericirea mea, l-am văzut în 2009 la doamna Galina Furdui. Domnul Vlad, ce fel de om este? Este un om foarte bun la inimă, foarte, foarte, foarte blând, pentru că eu sunt un om foarte greu. Hai am să spun, sunt un om care am foarte multe capricii și dacă domnul Vlad mă înțelege și mă răbdă, înseamnă că este deja un om foarte, foarte bun. Mămica ta se regăsește în melodie pe care o să ne cânti? Sigur, mama mea mi-a zis că eu de câte ori ascult această melodie plâng și mi-închipui că toate mamele care ascultă această melodie ar dori ca toate fiicele și toți feciorii să le cânte această melodie pentru mamele lor. Atunci vreau să zic că aceasta este o dedicație din partea ta și a domnului Mircos pentru toate mămicile, bunicile și fiicele care se uită la televizor în această clipă. Da, desigur. Este pentru dumneavoastră, dragi femei, este pentru dumneavoastră, dragile noastre mame. Atunci ascult cu plăcere această melodie, țin să remarc că și fondalul muzical al fiecărei piese care va fi cântată astăzi este, de fapt, baza melodiei ca atare, cântată la saxofon de Alexei Litvin. Soare, doar tu, prin furtuni și prin ploi, pâinea, sarea și floarea, veșnic le adunai pentru noi. Pe drumul cel dinspre zări, cu pâine și multe flori lângă inima ta, aduna. Doar tu ne poți asculta, doar tu ne poți mângâia, numai tu poți ierta cu inima. Mamă, tu-mi ești povața blândă ca și îngerul bun. Mamă, viață, ție, numai ție ți-l spun. Din lumea mare, cu mult suflet de floare, mamă, astăzi să-ți mulțumim, venim dorul, dorul cel mare. Pe drumul cel dinspre zări, pâine și multe flori lângă inima ta, azi ne-om aduna. Doar tu ne poți asculta, doar tu ne poți mângâia, numai tu poți ierta. Poți mângâia, numai tu poți ierta cu inima, numai tu poți ierta cu inima. Mulțumim foarte mult, sper să ne mai revedem în acest studio alături de tine.